Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi voi filtru. Aici este gazoasă, asta e de stare lichidă, cred că am găsit. O cheie de 19, o să folosesc o cheie fixă pentru că... Cu acest filtru de aici, am destul loc să se introduc sub ea. O să bag mâna aici, nu? Cum al... Gata, a ieșit și presiunea de gaz. Să lucrez, să nu pierd chestia asta de aici. Filtrele au undeva la 12.000 de kilometri. Am ținut acum așa ceva. Bun, asta este. Are o problemă. Această garnitură este ruptă. Și iată și filtrul. Pentru starea lichidă, are destul de multă depunere, probabil că asta făcea ce, se pare că a înghețat pe aici sau nu știu ce. Așa arată un filtru nou. Asta este filtru nou. Așa, o să-i schimb, cred că o să-i schimb toate garniturile astea de pe aici. Am aici această garnitură, o să încep cu ea. Și acum urmează celelalte schiere. Magnetul ăsta rămâne, o să rămână aici pe fundul răschiat de tot. E destul de puternic și se curăță destul de greu. Gata. Dacă l-am pus aici înapoi. Bun, filtrul ăsta nu e desfăcut. Nu știu de ce, ăsta s-a desfăcut pur și simplu în două. Ăsta vine... Așa, o să bag șurubul ăsta, șurubul ăsta vine pe aici prin filtru. Deci cam așa ar trebui să vină. Sau așa. O să le înlocuiesc exact pe aceeași mărime. Așa, dar asta de aici nu pare foarte uzată. Dar totuși o să schimb. Asta vine prins aici. Am garnitura asta așa, se pune printre aceste caneluri, deci asta de aici, n-am știu exact printre ăștia pe aici, așa, cum ziceam, aia cea veche era ruptă, nu știu exact cum de s-a întâmplat acest lucru, probabil că așa a venit ea ruptă sau s-a rupt în timp, nu știu exact cum s-a întâmplat, important e că o să-l schimb acum. Bun, așa vine garnitura pusă. Ăsta vine băgat aici. Magnetul, magnețelul acela este acolo în spate, care o înfiletez aici la loc. Aici așa vine băgat pe interiorul acesteia. Șurubul ăsta se bagă aici. Așa că am prins-o pe asta. Se așează pe mijlocul ei. Probabil că aici o să vină destul de strâns. Iar asta vine pusă cam așa. Aici. Am mai apăsat această garnitură mai în jos. Asta, am băgat filtrul aici, l-am apăsat destul de jos să fie la același nivel cu asta. O să încerc să apăs și aici garnitura asta să nu mai stea așa ieșită. Stă pe la colțurile astea ieșit așa. Nu știu dacă e normal. Dar bănuiesc că din această cap ce am apăsat-o, am mai apăsat-o puțin aici să nu stea foarte ieșită. Și acum vine chestia asta pusă. Asta e a doua garnitură de protecție și o să încerc să o reașez acum. Acum ar trebui să mă lase să o filetez că s-a... Gata, cât a intrat. Nu e foarte dreaptă, trebuie să fie perfect, perfect aliniată. Nu știu exact cum să o fac. Ar trebui cam așa să vină, aliniat așa. Și acum o să strâng doar de șurubul ăsta de aici. Bun, acum pare să fie aliniată cât de cât. Și o să încerc să o strâng. Acum să strâng doar de șurubul ăsta de aici.
încerc să nu scape gaz. Însă pe aceea de ajuns. O spun mai mult de atât, că mie să nu crape și asta. Oricum, dacă scapă gaz pe aici, o să testez cu niște spumă. Urmează și filtrul ăsta să-l verific, să văd în ce stare este. Este și filtrul desfăcut complet. Aproape l-am curățat. Aici, din interior, este magnetul. Asta e șurubul cu o garnitură. Aici este scaunul filtrului. De ce să mai spun? Am alimentat numai de la benzineria MOL. Deci MOL. Este fostă MOL. Nu cred că o să mai... Toate alimentări au fost făcute de aici. Sper să nu fie ajuns în injectoarele astea de aici, pentru că altfel este foarte nasol. Mai e aici un filtru, o sită care împiedică asta și ar trebui să mai rămână și aici ceva impurități. O să desfac și pe ăsta să văd cum se prezintă. Acesta este filtrul de stare gazoasă de la CERTools. Nu, ăștia sunt singurile filtre. Sunt cu o membrană de fibră de sticlă. Are aici sensul circulației gazului, adică aici vine vaporizatorul și aici vine rampa de injectoare. Așadar, eu o să-l schimb pe ăsta. Pentru acest lucru este aici foarte puternic ca să desfac, aceste două cleme. Aici sunt două. Am nevoie să trag furtunul ăsta afară, n-ar trebui să mai aibă pe aici nimic, niciun fel de gaz. O să-mi iau... O lasă. Și acum este scos. Ok. L-am scos și din partea asta de aici. După cum se vede, partea asta e destul de murdară, să zic așa, are foarte multe impurități, iar aici este, spre norocul meu, e destul de curat, nu are absolut nicio impuritate, deci filtrul ăsta chiar și-a făcut treaba. Țineți cont de această direcție de montat. Așa, aici vine vaporizatorul, iar aici vine rampa de injectare. Gata, a intrat. Bun, asta îl bag pe furtunul ăsta aici. Încărcănesc, iar ăsta vine băgat aici și... Facem așa, puțin stânga-dreapta și trebuie să intre până la capăt. Iar apoi dăm drumul la acest clan. Am schimbat și pe ăsta. Acum o să pun acest colier înapoi aici, pe unde era el, să nu atârne cablurile ăștia, pentru că dacă sunt în mișcare, ele se freacă și nou. E ok. Aici mai are o sită la rampa asta de injectoare. Acesta este ultimul test pe care îl voi face. Am aici un burețel cu spumă. Atunci îl comută pe gaz. Adică acum am folosit acest burețel cu spumă aici. Dacă am strâns totul în regulă și că nu e nicio scurgere. Nu, e tot în regulă. O să dau după aia cu puțină apă. Nimic, nimic de aici. Aici nu cred că e nevoie. O să dau și puțin aici. Contează să nu iese nimic. De ce? S32 cu filtre de stare gazoasă și filtre de stare lichidă.